Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim împreună cu el o cara lui. Căci noi avem aici jos o cetate care trece, dar sus în ceruri avem o cetate eternă. Asta a fost mentalitatea cu care Dumnezeu ne-a îmbiat și ne îmbia astăzi către adoptarea acelei atitudini corecte față de lume, față de viață și față de El. În fond, meditând atent la această frumoasă mostră de înțelepciune a vremurilor de demult, găsim ascunse printre rândurile sale câteva comori de preț și totodată adevăruri adânci, cărora filozofia postmodernă a societății în care trăim le-a schimbat de mult în dorința sa rebelioasă atât sensul cât și însemnătatea. Întorcându-ne la textul nostru pe care l-am pus la dispoziția dumneavoastră, nu putem să trecem mai departe fără a ne întreba acea întrebare celebră, și anume, de ce Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind afară din tabără și de ce noi suntem în lăuntru fără El. De ce adesea ni se spune că El stă la ușă și bate? De ce Domnul nostru a ajuns așadar în afara spectrului nostru de viață? În afara priorităților noastre? În afara grupului de prieteni? În afara familiei noastre? E bine pentru că în dorința noastră avidă de a trăi cu un picior pe punte și cu unul între de a fi aceea care să pece și pe Dumnezeu, dar și pe propria persoană. Am ajuns să îngrămădim păcat după păcat în noi înșine și să ne simțim inconfortabil lângă Creator. Pentru că doar prezența Lui în viața noastră va evidenția păcatul, va evidenția greșeala. Am fi putut să-L acceptăm și prin acceptarea sa să ne pocăim de păcatele noastre, noi însă am găsit calea mai scurtă și mai nefericită din care cauză, iată că am ajuns în postura în care să devenim păcătoși, dar în același timp să ne declarăm a fi creștini autentici. Ce este de făcut, ar trebui să întrebăm fiecare dintre noi. Ei bine, să ne uităm unde e Dumnezeul nostru și să mergem acolo lângă El. Indiferent că tot ceea ce vom lăsa în urmă, sunt lucruri de o aparentă valoare, lucruri care, și aspectele vieții care aparent ne aduc fericire. Mergând însă lângă Domnul nostru, viața va căpăta sens, bucuria va fi de plină și perspectiva cerului va fi acea frumoasă mângâiere de care doar sfinții au parte. Fă tot ceea ce stă în putere să-ți amintești astăzi că în tine este puterea fără marginea Duhului Său cel Sfânt, a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, iar el, cel atotputernic, îți va fi aproape atunci când leii acestei lumi vor răgni împrejurul tău și vor vrea cu tot din adinsul să te sugrume și să te reducă la tăcere. Stai lângă Dumnezeu și vei fi un om fericit. Fiți binecuvântați!